Te rog, nu avea o fetiță de 6-8 ani pe acolo și învăța să înoate și mi s-a părut foarte drăguț. Cred că și de fapt acest lucru m-a putea să aibă două fetițe, una de 6, una de 30 un pic. Da, vezi, acesta este subiectul despre care vreau să vorbim cu Floriana, că n-am introdus degeaba această chestiune cu notul, pentru că acum sunt și foarte multe persoane la bazin trecute de 30 de ani, care nu dau nume, cuza, care nu știu să înoate. Și atunci... Știe să înoate? Nu! Nu știu să înoate și despre acest subiect vorbim cu Floriana, pentru că, iată, este foarte bine să mergem și de mici să învățăm să înotăm, dar când învățăm mai repede, Flori? Când avem 5-6 ani sau pe la 30-32, așa cum e cuza? Neața! Neața, Ramona, neața, dragilor, conform credinței populare, copiii învață mai repede să înoate decât adulții. Care este motivul? Aflăm astăzi de la Irina Stroie Hănescu, instructor de înot. Bună dimineața, Irina! Bună dimineața! Vreau să intrăm direct în subiect și să ne spui cine învață mai repede să înoate, un copil sau un adult? Ei bine, nu e chiar așa de simplu și pentru a vă demonstra acest lucru, astăzi am făcut o mică excepție și am primit în bazin și adulți și copiii. În mod normal, noi lucrăm separat, cursuri de adulți, cursuri de copii. Această întrebare o avem destul de des. În cât timp învață să înoate? Ei bine, diferă de la copil la copil, de la adult la adult. Sunt copii care vor învăța în 8 ședințe, sunt alții care vor învăța în 3, 4, 5 luni. Însă, da, copiii învață un pic mai repede, pentru că nu au atât de multe emoții, sunt mai curajoși. Sunt mai puțin analitici, nu întreabă atât de mult cum să bag mâna în apă, pe unde suflu aerul sub apă, dacă e apă prea mare, dacă e prea mică. La adulți intervin foarte multe întrebări. Până la vârsta de 3 ani putem să vorbim de not? Nu vorbim neapărat de not, dar vorbim de mișcare în apă, vorbim de acomodare cu apa, ceea ce este esențială, mai ales că bebelușii în burtică la mămicile lor își dezvoltă niște reflexe, care dacă îi aducem mâna apă la 4 luni, se vor păstra. Și atunci, dacă la 4 luni încep să înoate în piscină, până la 3-4 ani vor fi ca niște mici peștișări în apă și vor fi foarte naturali. Un adult spune că este prea târziu să învăț să înot. Este adevărat? Nu. Se poate învăța la absolut orice vârstă. Am avut clienți care au învățat la plus 50 de ani, deci se poate învăța. Trebuie doar să-ți dorești, să vii cu dorința aceasta de a învăța și nu neapărat cu frică, nu o să învăț. Apa îi ajută, le ia din greutatea corpului, nu pune presiune pe articulații, deci și dacă nu au făcut sport înainte sau nu sunt într-o condiție fizică foarte bună, se vor descurca la înot. Irina, îți mulțumim tare mult pentru aceste sfaturi. Dragilor, cam atât de aici, de la bazin, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Floriana. Cali Roda împreună cu Ada, o piesă ce se cântă la Neața. Se așteaptă momentul ăsta.